Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre cea mai nouă facultate înființată în cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Este vorba despre Facultatea de Medicină și Științe Biologice și mă bucur foarte mult să îl am alături de noi. Desigur, prin intermediul tehnologiei, pe decanul acestei facultăți, domnul profesor universitar dr. Mihai Covașă, cu care ne vedem și auzim tocmai din Statele Unite ale Americii. Bună ziua, domnule decan! Bună ziua! Bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult să ne vedem și să ne cunoaștem prin intermediul tehnologiei. Cum se face că dumneavoastră sunteți în această perioadă tocmai peste ocean? Și mie îmi pare foarte bine că ne vedem prin tehnologiile curente. Sunt acum în Statele Unite, fiindcă și colaborările internaționale sunt importante pentru Facultatea de Medicină și Științe Biologice de la Suceava și unde am și colaborări cu parteneri externe. Deci, din cauza aceasta sunt acum aici, însă acest lucru nu mă împiedică să fiu prezent la toate evenimentele care se întâmplă și chiar ieri am participat la deschiderea Congresului studenților mediciniști și biologiști de la Facultatea de Medicină și Științe Biologice, primul congres organizat de către studenți. Practic, vorbim despre o facultate de medicină la Suceava, un demers care a început în urmă cu 10 ani, însă s-a concretizat abia în 2021? Da, exact. Noi, de fapt, am început acest lucru mai de mult cu intenția de a concretiza în înființarea unei facultăți de medicină, iar doar din punct de vedere tehnic și al formalităților, în 2021 s-a înființat prin hotărâre de guvern Facultatea de Medicină. Deci este o facultate nouă de un singur an din punct de vedere al numerului, dar din punct de vedere al pregătirii noi suntem prezenți de mai mult de 10 ani. În toți acești ani dumneavoastră ați reușit să adunați în jurul dumneavoastră o echipă foarte frumoasă de profesioniști, oameni care au făcut lucruri deosebite în domeniile în care activează și care își doresc să își pună semnificativ amprenta asupra acestei facultăți atât de dorită, atât de așteptată și la Suceava. Sigur, totul se face cu oameni. Am început această facultate cu un singur om și acesta a fost subsemnatul. Iar într-o perioadă foarte scurtă, fiindcă 10 ani de zile este o perioadă foarte scurtă în viața unei facultăți, am reușit să ajungem în momentul de față la în jur de 30 de cadre titulare. Vom avea de la începutul octombrie 33 de cadre titulare și aproximativ 70 de cadre auxiliare care predau la această facultate. Deci este un efort colectiv, un efort din partea tuturor și, bineînțeles, nu puteam face acest lucru fără sprijinul permanent al universității, a conducerii universității, care ne-au susținut din prima zi, atât din punct de vedere financiar, logistic, dar și cu tot ceea ce a fost nevoie pentru înființarea acestor programe, care am început cu două programe, acum am ajuns la 7 programe de studii. Ce ne puteți spune despre cadrele didactice din cadrul Facultății de Medicină și Științe Biologice? Facultatea de Medicină și Științe Biologice găzduiește în momentul de față o echipă de cadre didactice și de cercetare și personal auxiliar formată din clinicieni și aici vorbim despre medici, medici de medicină generală, medici de medicină dentară, medici specialiști din diverse arealuri precum specializări medicale, cum este medicina internă, nefrologie, diabetologie, dar și din specialități chirurgicale, așa cum sunt chirurgia generală, chirurgia orală și maxilofacială, neurochirurgie și multe altele.
Pe lângă această echipă de medici, avem și asistenți medicali cu studii superioare care participă alături de cadrele didactice la pregătirea personalului medical, și anume asistenții medicali generaliști cu studii superioare. Ei se implică în organizarea stagiului de practică care se desfășoară în cadrul Spitalului Județean din Suceava, dar și din cadrul altor instituții publice sau private, cum sunt clinici medicale. Pe lângă acești clinicieni avem și nutriționiști și dietiticieni care asistă programul didactic de la programul de nutriție și dietetică, fizioterapeuți, medici de recuperare medicală și balneologie, așa cum se regăsesc în programul de fiziokinetoterapie și recuperare medicală, dar la pregătirea, să spunem, a întregului proces didactic participă și cercetători, participă și biologi, biochimiști, inginerie alimentară, așa cum regăsim și în programul de nutriție. Pe lângă aceasta, programul de biologie și biochimie pe care facultatea îl găzduiește în momentul de față, vom avea specialiști în domeniul biologiei, geneticii medicale, biologiei moleculare, biochimie și a tuturor disciplinelor care derivă din aceasta. Toate aceste echipe sunt formate încât să-și desfășoare atât actul didactic, dar și programe de cercetare, pentru că este foarte important să avem o conexiune între preclinic și clinic, atât din punct de vedere a procesului didactic, cât și a programelor care se desfășoară în momentul de față și pe care ne dorim să le aducem în Facultatea de Medicină și Științe Biologice. Și atunci putem spune că această facultate, cum se numește Facultatea de Medicină și Științe Biologice, are o echipă mixtă, ceea ce aduce un plus de valoare acestei facultăți, pentru că în țară nu prea regăsim această combinație între programele de biologie, biochimie cu programe de medicină. La noi, la facultate, admiterea nu se face pe dosar. Doar noi, la programele de biologie și de biochimie, suntem în primii ani, biochimie este prima dată, o deschidem acum de toamnă, biologia o avem acum de un singur an. La toate celelalte programe avem probă scrisă. Deci parte din media de admitere reprezintă activitatea din timpul liceului, de la bacalaureat și media finală, media generală a anilor de studiu, și cealaltă jumătate, de 50%, este prin susținerea unei probe scrise la disciplina de biologie, în special la partea de anatomie și fiziologie de la biologie. Deci sunt probe scrise la medicină. Câte locuri sunt disponibile pentru sesiunea de înscriere din vară? Pentru sesiunea din vară, în funcție de program, sunt locurile sunt diferite. De exemplu, pentru nutriție și dietetică avem 60 de locuri, pentru DFKT avem 30 de locuri, pentru tehnică dentară 48 de locuri, pentru asistență medicală generală 60 de locuri, iar pentru programele de biologie și de biochimie de câte 50 de locuri, iar pentru masteratul în nutriție și recuperare medicală de 50 de locuri. Ați observat? Vreau să menționez că toate programele noastre sunt acreditate. Cele de la biochimie și biologie și masterat, care sunt programe recente, sunt acreditate provizoriu de către autoritatea de acreditare, dar care vor fi acreditate după ce se termină prima promoție din programele respective. Ați remarcat poate o anumită sau anumite preferințe pentru unele programe în acești ani care sunt cele mai căutate specializări în rândul studenților? Da, în special până acum programul de asistență medicală generală continuă să fie destul de competitiv. Întotdeauna avem mai mulți candidați decât locurile pe care le avem disponibile, deci este un program foarte căutat. Și dacă ne uităm în situația națională, chiar
studiam statistica din România. În momentul de față am înțeles că sunt peste 50.000 de locuri necesare pentru asistenți medicali din țară. Deci este o profesie căutată ca și peste tot din țară. Și noi, în Suceava, în această zonă de nord, ne aducem contribuția la formarea acestor asistenți cu studii superioare într-un program de 4 ani de studii. Apoi, celelalte programe sunt căutate, sper ca biochimia și biologia la fel, pentru că sunt programe de viitor. Absolvenții noștri de biochimie, de biologie, au posibilitatea să lucreze în foarte multe locuri, inclusiv laboratoare. Nevoie de biochimiști peste tot. Știu laboratoare din Suceava care nu au biochimiști sau biologi. La fel, programul de nutriție și dietetică. Inițial, oamenii încă nu știau ce înseamnă nutriție și dietetică. Acum, pentru prima dată, organizăm examenul național de dietetician și care conferă statutul legal al dietetician ca să poată practica. Până acum nu aveau acest statut, dar din acest an, deci ei devin dieteticieni autorizați să poată practica. La fel, nutriția este un program foarte de viitor și poți să lucrezi de la laboratoare, la spitale, la instituții școlare, la direcții de sănătate, la consiliile județene. Peste tot nu există instituții unde să nu aibă nevoie de nutriționiști. Și la fel programele de recuperare, de bani în fizio-kinetoterapie. Sunt programe, recuperarea medicală este critică, pentru că speranța de viață a crescut la oameni, dar este important calitatea vieții. Și pentru a menține calitatea vieții, trebuie să ne accentuăm pe prevenirea bolilor, menținerea unei stări de sănătate bună pentru a ajunge la vârstă adultă de a avea o viață de calitate. Și atunci aceste programe de balneo, fizio-kinetoterapie, de nutriție, au un rol extraordinar de important în prevenire și menținerea stării de sănătate. Ne aflăm, domnule prodecan, într-unul din laboratoarele Facultății de Medicină în care s-au făcut pentru prima dată testele anti-COVID. Așa este. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Este o premieră nu numai pentru noi, au fost o premieră numai pentru noi, ci aș putea spune la nivel de țară. Am fost prima universitate din țară care am reușit să secvențiem genomul COVID, genomul SARS-CoV-2, în urma unei competiții. Și acest lucru vrem să-l menținem, în sensul că o astfel de performanță merită să fie transmisă studenților noștri și să îi încurajăm, să le arătăm că se poate, să le arătăm că și aici, în acest oraș, în această țară, facem performanță și că sunt bineveniți să ia parte la astfel de demersuri. Deși facultatea este recent înființată, dispuneți de o bază materială foarte performantă. Este adevărat, este o facultate care, să spunem, a luat ființă practic în urmă cu un an de zile, Facultatea de Medicină și Științe Biologice, însă ea are în spate o tradiție de peste 10 ani de zile, cu programe de studii deja mature. În tot acest timp, în toți acești 10 ani, am avut grijă să dotăm, pentru că știm că infrastructura este critică, este crucială pentru o pregătire de calitate. Am beneficiat de aportul unor proiecte care au adus o finanțare de peste 4 milioane de euro. Numai în laboratoarele în care vă aflați aici, costurile echipamentelor s-au ridicat la peste 2 milioane de euro și universitatea investește constant în aceste programe de studii, în viitorul studenților noștri, sume destul de importante. Numai anul trecut, pentru pregătirea programelor de biologie și biochimie, s-au achiziționat echipamente de peste 1 milion de lei, infrastructură. Avem un număr de 23 de spații care aparțin facultății noastre. Dintre acestea, 3 sunt spații de săl de seminar și de curs și 19 laboratoare în suprafață totală de peste 1000 de metri pătrați. În fiecare din ele avem echipamente de ultimă generație, pe cât posibil, reactiv și toată infrastructura pentru un act didactic de calitate.
Așadar, aveți toate condițiile pentru performanță, nu întâmplător, cum am început discuția cu dumneavoastră, Universitatea Ștefan cel Mare, prin Facultatea de Medicină, a efectuat aici primele testări anticovid. Așa este. Noi suntem de principiul că performanța este cea care trebuie să definească mediul academic. Și mă refer aici nu numai la cercetare. Desigur, cercetarea este un motor al acestui mediu, însă, în primul rând, pentru studenți. Noi punem accentul pe studenți, punem accentul pe acele competențe pe care dorim ca ei să le dobândească, pentru că știm foarte bine, calitatea studentului va vorbi despre noi. Deci studenții noștri ies, și o spun fără falsă modestie, ies cu acel set de competențe care îi ajută să aibă o inserție pe piața muncii cât se poate de bine ancorată și cât se poate de actualitate. Ce anume te-a adus la Facultatea de Medicină și Științe Biologice? Pentru mine a fost foarte important că am avut o facultate aproape de casă, unde am putut să dau la programul la care sunt acum, la asistență medicală generală. Și mi-a plăcut domeniul dintotdeauna, doar că acum am ajuns la o vârstă mai înaintată, însă acum a intervenit această oportunitate și am profitat de ea. Aici mi-a plăcut foarte mult atitudinea colegială a profesorilor. Mi-a plăcut că am putut avea o discuție, ca de la om la om, cu ei și am putut colabora în diferitele proiecte. De exemplu, săptămâna trecută a fost acest congres al studenților mediciniști și biologi la Suceava și am putut face parte din echipa de organizare, mai mult în spatele scenei, dacă pot spune așa. Și mi-a plăcut că întotdeauna când am avut o problemă, o întrebare, am putut apela la profesorii noștri. De asemenea, mi-a plăcut și colectivul de studenți cu care am putut interacționa și am putut face o activitate de care la sfârșit să ne bucurăm. Aceasta e pe partea mai mult dincolo de facultate. Însă, în ceea ce privește strict partea de cursuri, laboratoare, din nou mi-a plăcut că profesorii sunt dispuși să îmi răspundă la întrebări. Cu unii am stat chiar puțin și peste program și am mai discutat o curiozitate sau alta. Iar eu, pentru că sunt la asistență medicală și generală, desigur fac și practică în spital. Mi-a plăcut că am putut avea contact direct cu pacienții și am întâlnit de asemenea și cadre din spital, asistente, care au fost gata să mi arate, deși eram la început și uneori îmi tremurau puțin mâinile și evident la început mișcările sunt stângace, dar au avut răbdare și și-au dat seama că la început, pentru orice student, e greu, sunt multe emoții, dar au fost gata să aibă răbdare și să-mi arate. Și asta m-a bucurat foarte mult. Ai fost atât de încântată de facultatea de aici, încât ai optat să continui și cu un masterat? Despre ce anume este vorba? Sunt studentă la prima generație în cadrul Universității a Masterului. Sunt la nutriție și recuperare medicală. Acesta este și domeniul de medicină. Este în momentan singurul domeniu de medicină. Dar mi-a plăcut foarte mult în cadrul licenței, pentru că am avut parte de experiențe minunate și m-au surprins atât oamenii cât și aparatura, iar dacă în universități cu tradiție este doar tradiție, aici este ceva nou și relevant. Adică, nu știu, mi se pare că această facultate îți deschide mult mai multe oportunități decât aș avea în alte parte. Ce specializare ai urmat în cadrul facultății? Nutriție și dietetică am urmat. Încă din primul an am fost implicată în toate activitățile, congrese, ce s-a terminat primul congres. Am fost organizator principal. Am avut plăcerea și surprinderea să aflu că au fost înscriși studenți și din alte centre universitare, precum Târgu Mureș. Chiar le-am arătat și campusul și au rămas surprins plăcuți. Au fost și din Iași, au fost și elevi care au vrut să vadă ce are de arătat
universitatea și chiar au fost surprins plăcut. Așadar, programe dintre cele mai atractive, cu profesori foarte bine pregătiți. De asemenea, am aflat că dumneavoastră vă apropiați de un eveniment important care va aduce în timp cele mai importante personalități în domeniu, o conferință medicală. Absolut. Da, noi am început cu studenții, pentru că studenții sunt focusul nostru, atenția noastră, ei sunt cei care, pe care îi pregătim și cei care ne reprezintă. Și studenții au organizat pentru prima dată, astăzi este a doua zi, un congres de 3 zile, început ieri, se va termina sâmbătă, cu peste în jur de 300 de participanți care s-au înregistrat până acum și este o manifestare exclusiv organizată de studenți, normal cu sprijinul cadrului didactic și a facultății. Și mă încântă foarte mult, chiar înainte de a veni la această întâlnire, făceam comparația cu pregătirea studenților noștri și cu studenții din alte țări. Pentru că studenții peste tot sunt la fel. Există studenți mai deștepți într-o țară sau în altă țară. Oamenii sunt la fel peste tot. Dar ca să le dai oportunitatea să își exerseze acele calități pe care tinerii noștri le au. Și am fost extraordinar. Sunt foarte bucuros și mândru de studenții noștri că au organizat un eveniment atât de important aproape ei singuri. Și îi văd pe scenă, acolo, pe podium, prezintă lucrări care sunt destul foarte avansate, chiar dacă nu sunt experți în domeniul respectiv. Este extraordinar de important comunicarea, să fie capabil să prezinte un anumit topic, să interacționeze cu celelalte profesii din de la nutriție, de la BFKT, de la AMG, de la tehnică dentară, pentru că medicina este un domeniu integrativ, fără de care nu poți, toate profesiile trebuie să funcționeze foarte bine pentru ca pacientul să aibă un tratament corespunzător. Și de aceea se pune accent foarte mare acum pe medicina integrată sau funcțională. Noi construim acum foarte multe centre universitare, centre și facultăți integrate cu focusare holistică. Deci unde pacientul vine și îl tratez de la toate afecțiunile. Deci nu numai se focusează pe patologia respectivă și unde are nevoie de tratament. Și lucrul acesta este foarte important în evoluția modului cum tratăm noi oamenii cu aspect integrat și personalizat, pentru fiecare om este diferit. Și vom organiza și o conferință pentru destinată cadrelor didactice naționale și internaționale în domeniul medicinei spre sfârșitul anului curent. Cât dumneavoastră povesteați despre acest eveniment, mă gândeam la reclamele care sunt difuzate chiar agresiv la televizor, la diferite suplimente alimentare. Toate vorbesc despre probleme, vin cu soluții și, din păcate, rămâne mai puțin spațiu și timp pentru promovarea unui stil de viață sănătos. Cred că este foarte important să facem acest lucru, poate în rândul studenților dumneavoastră, să prevenim anumite afecțiuni, anumite probleme, decât să fim nevoiți după cu mari eforturi să facem față unor boli, problemelor asociate cu acestea și mai ales că vrem, nu vrem,
Serviciile noastre sunt la birou, cele mai multe dintre ele, avem un stil de viață din ce în ce mai sedentar, nu mai vorbim despre stres, care de asemenea generează alte și alte neplăceri? Absolut, este un element care toată lumea îl are în vedere și acesta este rolul nostru și rolul studenților. Întotdeauna la cursurile pe care le predau eu, încep în primul lucru, la primul curs, să răspund studenților primul lucru că să uite ce știu până acum și să o ia de la zero pentru ca să afle ceea ce se bazează pe știință. Pentru că în situația de în vremea în care noi trăim, accesul la informații este extraordinar de mare și este un lucru extraordinar de bun. Sunt foarte multe informații, dar partea negativă este că trebuie să știm să le selectăm. Și atunci trebuie să insistăm la studenți ca tot ce află, tot ce învață, tot ce comunică să fie bazat pe știință și să verifice fiecare sursă. Pentru că sunt foarte multe informații care apar și nu de întotdeauna sunt informații corecte. Deci este rolul nostru și al studenților pe care îi pregătim să transmită aceste informații corecte oamenilor și educația medicală a comunității, a oamenilor, este extraordinar de importantă. Elementul de comunicare este critic. Pentru că trebuie să, cum explicăm la studenți, așa trebuie să educăm și oamenii. Să facem town hall, deci întâlniri la nivel județean, la nivel local. În fiecare primărie ar trebui să se întâlnească cu oamenii, să vină medicul de familie sau alți specialiști, să aibă întâlniri dese, să prezinte pe înțelesul oamenilor, pe înțelesul lor de gândire și de cunoștințe. Lucruri simple care se pot face și care le pot îmbunătăți viața foarte, foarte mult. Subiecte foarte interesante pe care mi-ar place foarte mult să le dezvoltăm în edițiile viitoare ale emisiunii. Țin să vă mulțumesc foarte mult pentru disponibilitatea dumneavoastră, pentru faptul că ne-ați împărtășit aceste lucruri pe cât de interesante, pe atât de utile și vă așteptăm și fizic în studiourile televiziunii Intermedia. Vă mulțumesc mult și mie mi-a făcut multe plăcere și vreau să asigur celor care ne ascultă și pe studenți că la Suceava se face o pregătire extraordinar de bună și sunt Universitatea din Suceava este una dintre cele mai bune universități din țară și în afară de partea de pregătire, studenții au posibilitatea să se implice în cercetare, studenții noștri, așa cum ați auzit, s-au implicat în perioada de COVID la direcții sanitare, în laboratoare. Deci am avut o prezență și o amprentă în comunitate. Efectiv, implicarea de la catedră la partea bolnavului, pentru că noi am fost primii care am făcut testele COVID în județ. Și prima universitate din țară care au oferit teste pentru detectarea acestui virus. Deci studenții au studenții au posibilitatea extraordinară ca să se implice și se implică foarte mult și invit să ne se alăture și să contribuie la dezvoltarea Sucevei și a comunității în general. Mulțumesc mult încă o dată! Și eu, la fel ca și dumneavoastră, dragi prieteni, țin să vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături și pe parcursul acestei ediții și vă urez să aveți parte de un sfârșit de săptămână cât se poate de plăcut. La revedere!